În cadrul eforturilor comune de prevenire a criminalității, de reducere a riscurilor de victimizare a cetățenilor și spre sensibilizarea și implicarea întregii societăți, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cafcaliuc, a efectuat o vizită de lucru la Basarabeasca. Evenimentul a început printr-un cuvânt de salut din partea oaspetelui de onoare. Inițiativa vine din considerentul că considerăm prioritar, atât eu ca conducător al Poliției Naționale, cât și ministrul de Interne, domnul Alexandru Zdan, considerăm prioritar de a apropia acțiunile poliției cu administrația publică locală, de a întreprinde eforturi comune într-o asigurare a unui climat de siguranță în societate. A urmat apoi prezentarea informației cu privire la situația criminogenă din raion. În perioada anului 2015, pe teritoriul raionului Basarabeasca au fost înregistrate 229 de infracțiuni față de 294 infracțiuni înregistrate în același perioadă anului 2014. Astfel, atestându-se o diminuare în total a criminalității cu 21,11%. În încercarea de a fi găsite noi metode eficiente de lucru pentru asigurarea unui climat de siguranță civică, s-a format un dialog activ între participanți. Spuneți, vă rog, sunteți dotați destul cu personal și tehnic pentru a îndeplini sarcinile posibile? Domn primar, deci vă răspund diferent de dotare și... Nu-i corect, dați să răspund eu la întrebarea asta, eu am înțeles. Întrebarea nu câte dăși, câte mine. Haideți să vă răspund eu deodată, de start, ca să scoatem toate întrebările. Anul trecut noi am, în programul de asociere cu Republica Moldova, cu Uniunea Europeană, cu partenerii europeni, noi am scris unele proiecte destul de serioase, prin care poliții, pentru strategie de dezvoltare a poliției, pentru anul 2016-2017 până la anul 2020, vor fi acordate circa până la 47 de milioane de euro pentru dezvoltarea poliției, doar a poliției. Acești bani vor veni să doteze tehnic, începând de la stilou, sau foaie pe masa inspectorului de sector, reparații în birou, tehnică de calcul, mașini, tehnică specială și tot de ce este nevoie ca polițistul să activeze. Un lucru nu acoperă banii care ne vor da Uniunea Europeană, nu acoperă uniforma de serviciu. Discuțiile însă nu s-au oprit aici. Am adresat o scrisoare. Într-o simplu sară, ni s-o tăiet o șivie. Fost am actat, parcă s-au găsit și infractorii care s-au făcut acolo. Am adresat o scrisoare oficială, părere de rău, nici până la ziua de azi n-am niciun răspuns. Dar cine-s el? O simplu primar. Deci trebuie să-i dai lui răspuns. Cine e el? Cât cine vă trebuie să fie? Cât e comisar? Domnul primar, dați să vă spun ceva, ca să nu pierdem mult timp. Pentru că domnul Mereanu, părere de rău, nu prea încrezut în cazul ăsta și cine răspunde el. Deci eu am dubii la corectitudinea materială, din considerentul respectiv, domnul Ciubaciuc. Aveți sarcina de secundă, asta să inițiați anchetă de serviciu. Pe acțiunile comisarului, cât de corecte au fost în cazul respectiv a inspectorilor de sector și șeful de post de acolo. Urmare, cum a circuit materialul respectiv, unde s-a dus, cât de corecte a fost trimis după competență și cât de corecte au fost acțiunile polițiștilor în cazul respectiv. Termin 10 zile, prin scrisoarea din numele meu, la finele de serviciu, să fie informat primarul despre decizia luată pe cazul respectiv și circunstanțele cazului. Este? S-a vorbit și despre beneficiile creării grupului operativ specializat, după ce s-a adresat polițiștilor cu un mesaj de mulțumire pentru receptivitate și munca depusă în folosul comunității în timpul organizării protestelor în capitale. Gheorghe Cafcaliuc a subliniat importanța cooperării și consolidării parteneriatului poliție-comunitate. Eu, ca conducător al Poliției Naționale, ministrul de Interne, domnul Jizdan, ne-am pus ca o prioritate în 2016 consolidarea eforturilor între administrația publică locală și poliție. Sunt sigur de faptul că acest lucru ne va reuși și sunt sigur de faptul că cetățenii vor simți mai mult efort, mai mult grijă față de ei și problemele lor se vor soluționa mai rapid cu implicarea, pe de o parte, a administrației publice locală, cât și a Ministerului de Interne, a poliției. Cum apreciați activitatea poliției din raionul nostru și care ar fi concluziile dumneavoastră? Din discuția care am avut-o deschisă și foarte sinceră, țin să remarc și transparentă cu primarii, cu toți factorii decizii din raion, am văzut lucruri foarte multe pozitive care au fost spuse de către poliția din Basarabeasca. Am fost punctați asupra unor subiecte care vedem că avem de muncit asupra lor.
În general, activitatea poliției este apreciată ca una satisfăcătoare. A fost o discuție utilă. Au asistat toți primarii. Am discutat chestiuni care vor fi examinate. Dacă într-adevăr vor fi soluționate și nu vor rămâne doar pe hârtie, ca de obicei, atunci va fi foarte bine. Pentru mine, ca locuitor al raionului și ca președinte de raion, este important ca oamenii să se simtă protejați de poliție și să aibă încredere. Concomitent, Centrul Mobil de Prevenire și Informare a Poliției a oferit date și informații utile elevilor și tinerilor din oraș.